Școala gimnazială numărul 7 din Făgăraș va intra într-un amplu proces de modernizare după ce primăria Făgăraș a câștigat un proiect cu fonduri europene în valoare de peste 2 milioane de euro prin programul operațional regional. În aceste condiții este nevoie ca elevii să învețe în alte locații din oraș, pe perioada modernizărilor. Aseară, în cadrul ședinței de Consiliu Local, s-a discutat despre soluțiile găsite și s-au ales reprezentanții legislativului care vor face parte din Comisia de negociere în vederea închirierii unor spații unde vor fi relocați elevii acestei școli. Împreună cu părinții, reprezentanții primăriei Făgăraș au stabilit câteva locații. Așadar, 9 dintre clase vor învăța în următorul an într-o clădire de pe strada Inocențiu Micu Klein numărul 21. Apoi, alte patru clase își vor desfășura activitatea în imobilul situat în strada Inocențiu Micu Klein numărul 8, unde a funcționat până anul trecut un loc de joacă. Colegiul Național Doamna Stanca a pus la dispoziție biblioteca, iar acolo se va muta o clasă, iar Clubul Copiilor din Făgăraș va pune la dispoziție încăperile necesare pentru 4 clase. Da, am avut discuții cu Consiliul Profesoral, cu Consiliul Director, cu Comitetul de Părinți, cu mai mulți părinți am avut întâlniri și uh, am avut aceste întâlniri datorită faptului că noi trebuie să mutăm 18 clase de la Generala numărul 7, având un proiect de modernizare a Școlii Generale numărul 7 și construcției unei săli de sport în curtea Școlii Generale numărul 7 am încercat să găsim locații în municipiul Făgăraș, am găsit câteva locații, dar avem nevoie să facem o procedură de negociere și de închiriere a celor spații ca în viitor copiii să meargă să facă activitățile școlare în spații adecvate. În cadrul ședinței ordinare de aseară s-a adoptat o hotărâre de Consiliu prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Comisia de Negociere a Prețului Imobilelor, Construcții și Terenuri Proprietăți Private ce urmează a fi închiriate de către Municipiul Făgăraș. În cadrul ședinței au fost propuși mai mulți consilieri locale, însă unii dintre ei au refuzat să facă parte din comisie, invocând motivul că fie sunt plecați din Făgăraș, fie au probleme personale și și nu se pot ocupa de această problemă. Am votat astăzi și am propus consilierilor să. Vine cât mai mulți consilieri în Comisia de Negociere, pentru că există uh, voci în Consiliu că doar uh, executivul primăriei uh, face anumite lucruri. Am propus consilierii, de exemplu pe Cupu, de exemplu pe Cristian Ludu, de exemplu pe Cristina Paicu să facă parte din această comisie, dar când uh, au văzut că de fapt și de drept ai o responsabilitate, trebuie să decizi, trebuie să participi, trebuie să uh, negociezi, au refuzat și n-au vrut să intre în aceste comisii, dar ceilalți consilieri care uh, s-au implicat sper că rezolvă situația în uh, cel mai scurt timp. Cei cinci consilieri care au acceptat să facă parte din această comisie și au fost votați sunt Valentin Clonț, Corina Polmolea, Dan Gavrilă, Cosmin Știrbu și Monica Crăciun. Aceștia se vor întâlni chiar la începutul săptămânii viitoare pentru a rezolva această problemă. Potrivit proiectului, clădirea va fi reabilitată, modernizată și extinsă cu încă un etaj unde vor fi cinci laboratoare de fizică, chimie, informatică, științele naturii și limbi străine. Dotate și utilate potrivit specificului fiecăruia. De asemenea, se va construi o sală de sport, iar pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în școală va fi construit un lift exterior. Lucrările vor avea o durată de un an și o luni.